Bună dimineața, Radu, bună dimineața tuturor. Noi suntem în sectorul 5, chiar la locul scandalului, la locul unde s-a petrecut tot acel scandal noaptea trecută. Lângă mine sunt foarte mulți locali și foarte mulți vecini care spun în felul următor: nu au avut deloc legătură, nu au avut de a face cu ce s-a întâmplat cu acea petrecere de la acel loc, adică din vecinătatea lor, în intersecție, însă ei spun că s-au trezit cu mascații peste ei în case și că au fost bătuți. Până în momentul de față, Radu, din audierile de la secția 19 de poliție, știm că nu am înțeles foarte clar motivele pentru care tot acel scandal a început și pentru motivele pentru care am văzut acele imagini halucinante, însă oamenii s-au adunat aici și vor să ne lămurească în măsura în care ei pot să o facă. Bună dimineața! Bună dimineața și Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Lângă mine este o doamnă al cărui soț a fost deja reținut, se află printre cei 9 reținuți, Radu, dar de asemenea a mai fost reținut și fratele tău mai mic. Da, de 13 ani și fratele meu de 23 de ani. Spuneți-ne exact ce s-a întâmplat. Eram în casă și a intrat peste noi, și puțin la palț, ce s-a întâmplat, și a intrat peste noi în casă și i-a bătut, i-a omorât cu bătaie. Fără niciun motiv? Fără niciun motiv a intrat peste noi, era și asta mică, copii mici. A început să țipăm de frică și a să tacem de ură că ne omoară. Atât? Atâta, și a venit, că i-a omorât, i-a spart arcada și a venit salvare, i-a luat. Au făcut poliția un abuz aseară, doamnă scumpă, că ea e mai neșcolarizată. A făcut un abuz, a intrat peste ei, că i-a scăpat din mână, din colț, de acolo de unde a izbucnit scandalul, și a zis că a sărit prin curțile oamenilor la ei. Și ăsta a mâncat bătaie nevinovat, nu a fost nicăieri, a stat acasă ieri toată ziua, lucrează cu mine la locul de muncă, are copii în întreținere. Eu mă întreb acum cine întreține copii, că e omorât și de aseară noi nu știm nimic de el, l-a luat la secție, la spital unde l-au dus, că nu știm absolut nimic de el. Dar ce mai știți de ce s-a întâmplat aseară? Polițiștii spun în felul următor: a fost o petrecere în ziua de Paști, în ciuda restricțiilor prevăzute în ordonanțele militare. Oamenii nu au respectat regulile din ordonanțe în contextul pandemiei în care ne aflăm. La noi n-a fost petrecere, n-am ieșit din ordonanță, am stat în case, că mi-am pus un radio sau mi-am făcut un grătar în curte, mi-am făcut cu familia mea, n-a fost niciunul la niciunul, n-a fost niciun scandal la noi pe stradă. A izbucnit acolo și de acolo a venit aici ca să-l omoare pe omul ăsta. Nevastă mea s-a pus sub pat cu telefonul, că eu eram până la un vecin să-i dau ceva, zice să nu ieși pe stradă că te omoară, că trage cu puștile. S-au tras focuri de armă. Da, s-au tras focuri de armă chiar aici, doamnă, putea să ricoșeze, să omoare un om nevinovat. Dar ce ați văzut azi noapte aici? A fost o desfășurare de forțe. A fost o desfășurare de forțe, dar eu consider că nu aici trebuia, că aici e abuziv. Acolo ei n-au intervenit cum trebuie. Că dacă interveneau în forță, imobiliza pe toți, nu mai fugea la noi în curte să ne omoare. Deci cine ar fi de vine? Vecinii dumneavoastră care au făcut petrecerea? Păi nu știm noi ce s-a întâmplat acolo, chiar nu știu decât în ce am auzit la știri, că au fost. Dar poliția consideră că nu și-a făcut treaba, că trebuia să intervină în forță acolo, ca să imobilizeze. Nu să ajungă la noi prin curs să fugă de ei și chestii dintre astea, ca să fim noi luați la răspundere. Și mai grav, că omul ăsta e omorât, e casa plină de sânge, puteți să intrați, să vedeți că e camera plină de sânge. Și o aseară când l-am întrebat, că l-am văzut și i-am zis, mă, ce ai făcut tu? Ce intră în casă, stătea strâmb așa, dar abia mai mergea, l-a luat poliția după el și de aseară noi nu știm nimic de el. Bun, după cum ai văzut, Radu, după cum ați văzut tuturor, oamenii sunt foarte nemulțumiți. Cei de aici spun că au picat nevinovat, practic, în acest scandal. Cert este că cei direct implicați în tot acest război, cele două familii care ar fi început această altercație, nu au spus până la această oră care a fost motivul exact pentru care s-a întâmplat totul. Rămânem în continuare aici și vă mai ținem la curent cu ce mai apare.